Bun găsit tuturor! Din reflex, trebuie să recunosc, eram pregătită să spun bun găsit tuturor la horoscopul zilei, dar nu vorbim astăzi despre horoscop pentru că e duminică, se filmează pentru ziua de duminică și fix când apăsasem butonul de filmare, venise un mesaj foarte frumos pe YouTube și mulțumesc doamnei care mi l-a trimis, m-a emoționat și am și spus dacă vocea îmi va tremura astăzi, e datorită ei și îi mulțumesc, nu-i din cauza, ci e datorită. Și înainte de a vă povesti despre Palo Santo și unboxing-ul Palo Santo, da, deci nu-i chiar unboxing că îl scot din punguță, dar am primit un mesaj acum vreo 3 luni. A fost livrat în căsuța spam a YouTube-ului, nu înțeleg din ce motiv. Mesajul era foarte pertinent și interesant, cu o întrebare care, chiar dacă vine post-factum, după ce au fost evenimentele în desfășurare, cred că poate fi de folos celor interesați. Deci, întâi răspund la întrebarea pe care am primit-o, după care vă povestesc în detaliu despre Palo Santo. Și întrebarea suna de genul, era de fapt un articol în care se spunea că până pe 10 aprilie toate planetele vor fi în mers direct. Repet, este după acest eveniment. Acum Jupiter e în retrogradare, spre exemplu. Și aș vrea să lămuresc un lucru. Faptul că există ferestre când o parte din planete sunt, deci toate planetele sunt în mers direct, nu este un eveniment unic și absolut, cum ar fi, de exemplu, trecerea unei comete sau în momentul în care am observat gaura neagră, am filmat gura unei găuri negre. La anumite intervale de timp, planetele sunt toate orientate în mers direct. Asta este echivalentul unei vieți monastice. Se spune, știți că se spune că cei care aleg să se călugărească, sunt sufletele care își iau o pauză de la evenimentele importante în acea întrupare și se pregătesc pentru alte vieți, alte întrupări care vor fi mult mai agitate. Și exact așa este și cu planetele mers direct. Când planetele toate sunt aliniate, înseamnă că oamenii își iau o pauză de la orice ar însemna provocare, evaluare, cercetare. Respiri un pic adânc, te relaxezi, te odihnești, pleci în vacanță, între ghilimele spus, și după care vin retrogradările care te împing înspre noi experiențe, dar tu ai bateriile încărcate și ești pregătit pentru o nouă experiență. Ce se întâmplă însă cu oamenii, cu copiii care se nasc pe planete în mers direct? Aici discuția este mult mai largă și, repet, subiectul temei zilei este Palo Santo, dar vă pot spune următorul lucru, pe scurt. Atunci când te naști cu planete în mers direct, înseamnă că ai ales o întrupare în care urci pe un nou nivel, te programezi pentru a te avânta înspre noi experiențe. Și contează foarte mult dacă ai numai planete în mers direct, dar ai asteroizi sau Chiron sau Luna Neagră în retrogradare, atunci înseamnă că ai o pauză de respiro între două întrupări mai complicate, dar în această întrupare să mai și greșești, să mai calci și strâmb ca să-ți aduni teme, să ți le pui în desaga întrupărilor viitoare. Dacă ai și planete și aspecte, totul este în mers direct, dar totul, absolut totul e în mers direct. Bine, vezi că nodul nord nu e niciodată direct, el este în retrogradare, la e singurul lucru care merge tot timpul pe retrograd. Dar dacă planetele, asteroizii, luna neagră, tot e în mers direct, înseamnă că ești un suflet care și-a încheiat un ciclu de întrupări,
a tras o linie și acum reîncepi un ciclu nou de întrupări. Și în viața aceasta, hai să repet ce am zis și înainte, hai să mai calci strâmb ca să bifezi niște lecții pe care le ai de perpetuat mai departe. Deci ăsta e răspunsul pentru planetele în mers direct. Și acum ne ducem spre Palo Santo. Palo Santo, ce este Palo Santo? Palo Santo este un lemn și este folosit foarte mult de locuitorii Ecuadorului și Perului. Am aici, într-o punguță, lemn de Palo Santo și vi-l arăt acum. Este un lemn care mi-e foarte drag, uitați. Poate să fie și mai mic, poate să fie și mai mare, dar cam acestea sunt dimensiunile normale ale Palo Santo-ului. Îl găsiți în magazinele ezoterice de specialitate, dar vă recomand, eu nu aș cumpăra de pe net decât dacă aș cunoaște site-ul, sursa sau persoana. Pentru că sunt foarte multe fake-uri pe piață. Vă dați seama câți lemn, Palo Santo, dacă dai un search, găsești ca arganul. De parcă, știți, mi-a zis cineva care chiar am încredere în persoana respectivă, mi-a zis, mai tu știi că arganul ăsta crește doar pe vreo 50 de kilometri pătrați? Adică, cât argan există în lumea asta să fie ulei de argan și cremă de argan pe toate părțile? Același lucru și cu Palo Santo. Câți pomi de Palo Santo poate să fie? Gândiți-vă că eu am aici niște bucăți consistente de lemn, adică sunt mărișoare. Sunt luate, repet, dintr-o sursă sigură. Dar nu ai de unde să știi ce falsuri se pot vinde de persoanele răuvoitoare. Deci, în primul rând, verificați sursa să fie una de încredere și să nu fie o China sau Made in China Palo Santo, că nu există așa ceva. Deci, Ecuador și Peru sunt țările cele mai cunoscute din America de Sud care livrează lemn de Palo Santo. Palo Santo, alături de tămâie, salvie, busuioc, dafin și multe alte plante, dar eu vi le-am enumerat pe cele mai importante, este un lemn care, atunci când îi dăm foc, emite un fum foarte plăcut, mirositor, care are proprietăți de curățare, transformare, schimbare și vindecare. De foarte multe ori, deci, lemnul de Palo Santo este folosit înaintea practicilor ezoterice. Eu, spre exemplu, înaintea webinarilor, dau un foc la un lemn de Palo Santo vreun minut, fac o fumigație. Deci, când scoate ceva fum, se numește fumigație, pentru a curăța spațiul în care voi lucra. Deci, este folosit pentru a curăța un spațiu în care se lucrează energetic, este folosit pentru a curăța energetic un pacient sau un client, o persoană. Și spuneam că de cele mai multe ori este folosit pentru curățare energetică, dar el are și calități terapeutice. Spre exemplu, Palo Santo este tradițional folosit în a ușura simptomele răcelilor comune, ale gripei, ale stresului, ale astmului, a durerilor de cap. Ne ajută și ne susține să depășim momentele de anxietate, de depresie și durere emoțională. Uleiul de esențial de Palo Santo, din nou repet, din sursă sigură obținut, trebuie să fiți siguri de cel care vi-l vinde, este folosit cu mult succes în aromaterapie și poate fi folosit și în ședințele de masaj corporal pentru a facilita vindecarea. Încă o precizare. Eu am enumerat mai înainte diverse afecțiuni.
Dar vă sugerez, hai să fim responsabili și nu faceți, nu vă apucați să dați foc la Palo Santo pentru că zice Alexandra pe net. Vorbiți cu medicul vostru și vedeți, poate aveți intoleranță la mirosul de Palo Santo, poate aveți alergie la mirosul de Palo Santo, la fumul emis de acest arbore. Deci verificați împreună cu medicul vostru dacă aveți voie să folosiți acest, nu faceți după ureche nimic niciodată. Trebuie să fac această precizare pentru că urmăresc mulți oameni acest canal și nu vreau să se întâmple, Doamne ferește, lucruri neplăcute. Deci verificați. Eu, spre exemplu, când am, eu am astm, n-am ascuns-o niciodată și asta este. Când am cumpărat prima oară Palo Santo, mai ales când am auzit că e fumigație, am zis, vai de capul meu, să vezi tu aici crize de sufocare. Și am aprins pentru câteva 5 și 10 secunde, am văzut ce se întâmplă, am văzut cum se întâmplă nimic rău și atunci am continuat să folosesc lemnul în fumigație. Dar faceți un test, verificați, nu vă apucați să inhalați, că nu o să obțineți nicio stare deosebită dacă inhalați. Starea se obține prin meditație, el este doar un adjuvant și un susținător al procesului de meditație. Cum se folosește? Pentru că foarte puțină lume știe cum se folosește lemnul de Palo Santo. Multă lume se grăbește, dă foc, ta-ta-ta, gata, ardem, facem așa de 10 ori și ne-a trecut. Nu, dragii mei, atunci când aprindem un lemn de Palo Santo, trebuie să avem grijă că să nu dăm foc la casă, pentru că lucrăm cu foc. Da? Deci să nu sară scântei pe jos, să nu fie suprafețe inflamabile în jur. Eu folosesc o farfuriuță de cafea. Data să dau farfurieță aici, nu dau foc lemnului, doar vă arăt mișcarea. Acest lemn se aprinde nu cum îți vine, ci el trebuie ținut într-un unghi de 45 de grade, nu fix, ci aproximativ 45 de grade. Ne imaginăm că aici avem un raportor, hai să iau, uite, am luat asta. 45 de grade. Dacă se experimentează de câteva ori, o să faci din ochi mișcarea. Se ține în dreptul ombilicului când se aprinde sau în zona plexului, aici, a piept, sau în zona ombilicului, adică muricului, pe românește, în unghi de 45 de grade. Nu apropiat de corp, că nu vrei să-ți dai foc la bluză și aprindem. Poți să-l aprinzi cu chibrit, brichetă. Eu, de exemplu, folosesc foarte mult aparatele alea care aprinzi flacăra la ragaz sau un șemineu. Sunt niște mici, o să vă arăt imediat. Pun un pic pauză ca să vă arăt cum arată, cum e. Bun, deci am dat drumul din nou. Deci așa arată aparatul, device-ul, nici nu știu cum să-i spun, aprinzătorul pe care eu îl folosesc să aprind lemnul de Palo Santo, deoarece chibritul se arde foarte repede și îți arde degetele. Aveți grijă că e dita mai bucata de lemn, asta nu e o bucată mică. Când veți cumpăra, dacă veți cumpăra de la magazine de specialitate, nu o să-l găsiți, o să-l găsiți așa mai mare. Și durează până se aprinde, deci poate dura între 30 de secunde și un minut până ia foc și până începe să ardă. Apoi îl ții în mână și te rotești invers a celor de ceasornic, astfel încât fumul să facă un fel de cerc în jurul tău. Deci, invers a celor de ceasornic, asta este mișcarea. Deci, vedeți cum fac? De la dreapta la stânga. Inversa celor de ceasornic este sensul vieții. Sensul acelor de ceasornic este sensul morții. Eu și recomand când mestecăm în oala de mâncare să mestecăm levogir în sensul invers acelor de ceasornic. Deci îl ții în mână, nu faci cu el nimic, nu faci așa sau prin jur, că n-are efect deosebit. Îl ții în mână, cu o mână, cu două, cum vrei tu, și te învârți cu el în sens invers a celor de ceasornic de 3 ori. Dacă vrei să-l faci mai puternic această fumigație, faci de 5 ori.
Apoi, după ce te-ai curățat pe tine, pentru că atenție, când vrei să cureți un spațiu, dacă nu te-ai curățat pe tine, degeaba cureți spațiu. După ce, vedeți că eu sunt pătrunsă de pasiune aici, nu țip la voi, da? Nu țip la nimeni aici, eu vorbesc pasional despre Palo Santo. După ce ați făcut de 3 ori inversa celor de ceasornic, fumigația, vă duceți la colțurile încăperii în care trăiți. Luați lemnul de Palo Santo și începeți. Fumigați jos, deci afumați jos, la mijloc și sus. Și faceți în toți, la toate colțurile. Nu există o ordine, nu există. Deci pur și simplu mergeți pe la toate colțurile. După ce ați mers la toate colțurile fiecarei camere, urmează un proces mai adânc. Vă întoarceți înapoi la colțul inițial și pocniți de 3 ori din palme puternic, da, puternic. 1, 2, 3. Jos, mijloc, cât de sus puteți ridica mâna. Jos, mijloc, cât de sus puteți ridica mâna. La toate colțurile camerei. Și luați din nou colțurile camerei. Cameră de zi, dormitor, baie, bucătărie, cămară. Da, știu că e lung, dar vă povestesc cum se curăță cu adevărat un spațiu. Și plesniți din mâini. După care deschideți geamurile. Nu faceți fumigație cu geamurile deschise, că se duce, trebuie să adunăm puroiul și să spargem puroiul. Deschideți după aceea geamurile, lăsați să se aerisească obligatoriu între jumătate de oră și o oră. Și aveți cel mai curat spațiu, deci credeți-mă, este cel mai curat spațiu posibil. O să vă mai învăț tehnici de curățare ale spațiului. Ce vreau să vă mai spun? Că lemnul de Palo Santo ține țânțarii la distanță sau insectele zburătoare, dar cu țânțarii e garantat. Și se spune că lemnul de Palo Santo este, deci fumul de Palo Santo are calitatea de a ne împământa, ne aduce în zona de conștiință, de a ne ajuta să gândim mai limpede și ne crește foarte mult vibrația, pregătindu-ne întotdeauna pentru tehnici și practici ezoterice, pentru meditație, reculegere sau reîncărcarea bateriilor sufletești. El mai stimulează creativitatea. Cei din America de Sud spun că ne atrage și norocul de partea noastră și ne dă capacitatea de a lua decizii bune. Dragii mei, aceasta a fost filmarea despre Palo Santo, v-am povestit despre el. Vă mulțumesc că urmăriți canalul de astrologie astrolog Alexandra Coman. Vă reamintesc că am început și proiectul în limba engleză, se numește Good Life Vibes și aruncați o privire pe acolo. Dacă vreți să sprijiniți activitatea mea suplimentară și în limba engleză, un subscribe m-ar ajuta mult. Dar numai dacă vă place. Dacă nu vă place, nu dați subscribe pe canalul în limba engleză și vă doresc sărbători fericite celor care celebrați astăzi Paștele. Vă doresc un weekend plăcut tuturor. Să ne revedem cu bine și la alte filmări și mulțumesc că îmi urmăriți activitatea. Iar Palo Santo să vă fie de folos informația măcar despre Palo Santo. La întrebarea care va fi inerentă, unde îl găsim, îl găsiți la magazinele de specialitate. Nu îl comercializez, eu doar vă povestesc despre diverse unelte și toiege energetice sau spirituale în practica ezoterică. Dragii mei, vă mulțumesc, vă îmbrățișez și să aveți o zi cât mai frumoasă!